Centrul Neuro din Zalău continuă demersurile pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență și consiliere pentru pacienții cu boli rare, grație unor programe aflate în continuă dezvoltare. Președintele Centrului Noro Zalău, Dorica Dan, a anunțat că instituția pe care o coordonează continuă demersurile pentru sprijinirea condiției pacienților cu boli rare din țara noastră. În ultimele luni am avut întâlniri cu Ministerul Sănătății pe tema organizării centrelor de expertiză și acreditării lor. Deocamdată este pregătit un ordin de ministru în acest sens, dar încă nu a fost promulgat. Sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, mai ales că la sfârșitul anului vor fi primele call-uri pentru organizarea rețelelor de referință europene pentru pacienții cu boli rare. Există țări care au bolile rare mai bine diagnosticate decât în România. În România diagnosticarea încă este o problemă. Se organizează centrele de genetică și există un ordin de ministru în acest sens pentru organizarea centrelor regionale de genetică și sperăm că lucrul acesta va îmbunătăți capacitatea de diagnosticare, în primul rând, la pacienți și capacitatea de îngrijire, dacă aceste centre vor fi în legătură cu celelalte servicii. Dar esențial în România este colaborarea dintre specialiști, colaborarea dintre servicii și continuitatea îngrijirii.